Da, trecem la alte probleme. Altă problemă. În paralelogramul ABCD, unghiurile A și C sunt obtuze. Deci, paralelogramul ABCD, A și C, iată figura, o las. A și C sunt obtuze. Da. ABCD paralelogram. A și C obtuse. A și C obtuse. Exact. Bisectoarea unghiului BAD. A lui BAD. Deci bisectoarea lui ăsta din A. Da. Bisectoarea lui BAD. Da. Bisectoarea lui BAD. Ce sunt obtuse? Obtuse mai mari de... Mai mari de 90 grade. Da. Deci bisectoarea unghiului BAD intersectează dreapta DC în aprim. Păi intersectează pe DC în aprim. În aprim. Iar bisectoarea unghiului BCD, BCD, bisectoarea celălalt unghi, da, intersectează dreapta AB în C prim. În C prim. Demonstrați că A prim C C prim în paralelogram. Deci avem o ipoteză, numai ABCD, paralelogram și unghiurile obtuse și bisectoarele duse. Și bisectoarele A prim. Ce să aflăm că A prim, A prim, C, C prim, e paralelogram. Paralelogram. C prim, paralelogram. Păi și ce avem noi? Avem unghiurile din A congruente, putem să însemnăm acolo paralelogram. Deci zicem așa, A prim și cu C ce prim, Miruna scriu și eu, da? Da. C ce prim, amândouă sunt bisectoare. Da. Hai să spun, A prim bis pentru, pentru cine? Pentru unghiul D, A, B. Da. Și C ce prim pentru unghiul B, C, B, C, D. Bisectoare pentru unghiul B, C, D. B, C, D. Și mai avem ceva? Atât, bisectoarele și unghiurile A și C, alea mai mari de 90. În concluzie, trebuie să arătăm că A prim C prim, paralelogram. Unim pe A cu C și C prim cu A prim. A cu C. Și, și C, prim, C prim cu A prim. Corect. Și să notăm mijlocul cu A. Deci ele se întâlnesc undeva. Undeva se întâlnesc, da. Într-un punct O. Așa. Diagonalele sunt jumătățesc. Nu știu. Da, păi asta trebuie demonstrat. Dacă arăți că jumătățesc, e paralelogram. Da, așa. Deci nu știi că e paralelogram. Ca și să că ABCD e paralelogram. Asta, da. Și că AO este cât OC, nu, profesor? E una din diagonale. AO este cât OC. E una din diagonale. Păi nu știu eu. Ba, da, știu că... Dar e diagonala lui ABCD. Atenție. Dacă aș duce pe DB... Dacă aș duce. Dacă aș duce pe DB și aș nota cu O punctul de intersecție, atunci O este la mijloc. Dar nu știu că CC prim o tăiat-o pe acel la mijloc. Nu, CC prim nu. Păi și asta e povestea. C prim, A prim, când nu, o tăiat-o pe... O taie pe undeva, pe acolo. Da. Dar n-am pe unde o taie. Că trebuie să fie mijloc, e altă poveste. A prim e congruent cu C prim C. A prim cu C prim C, de unde mă? Păi, pentru că-s bisectoare. Păi ce bisectoare și... Îs congruent. Nu am niciun motiv. Bisectoare împarte unghiul ăsta tot în două, doar atât. Și ăsta altul la fel în două. Eu zic să luăm de A prim și pe CC prim ca două drepte, domn profesor. Să căutăm o secantă. A prim. Și fiind o dreaptă, strâng și o secantă. A ce? A, da. Da, și... Unghiuri ortene interne. Dar ce unghiuri vezi ortene interne? Păi, dar n-ai bisectoarele duse, mami. Dar acum vine el, astea chestii. Ia, o secundă, Miruna.
Deci, să urmărim așa, mama speră, în paralismul a prim, ce ce prim, speră. Da, și se cantă aici. Și o secantă care, nu știu care va fi, va fi asta sau va fi alta. Numai că aceea asta, nu parte unghiul, două unghiuri congruente. Da, da, da. Da. Nu-i bună. Deci nu este de folos. Da. Alta. Ne trebuie alte idei. Alte idei, hai. Hai, gândește, hai. Păi ce vreau să adaptăm? Paralelismul nu merge. Da, congruența. Ca să fie paralelogram, ne gândim. Da. Adică, ce șanse avem pe paralelogram? Avem ori laturile opuse paralele două câte două. Adică, astea două paralele și astea două paralele, da? Două stele avem paralele. A, C prim cu A prim C, le avem. Corect. Păi, dar din panogram. A, B, C, D, nu a fost panogram? Da, da, da. Da. Și atunci A, C prim și cu A, C, C A prim sunt paralele. Da. Da. Dacă ar fi și congruente, dacă ar fi și congruente, gata, programat. Dacă două din ele sunt paralele și congruente, am terminat problema. Hai să ne concentrăm să arătăm că A, C prim... A, O, A, O, C cu A prim, O, C. A, O, C. C. A, O, nu, A, O, C prim. A, O, C prim. Cu A prim, O, C. A prim, O, C. Am avea unghiurile opuse congruente. Astea două. Da. Am avea A, O congruent cu O, C. Nu știu. Nu știu că A, O, e cât O, C. N-am niciun motiv, doar știu că ce prim o tăiat-o pe AC, dar pe unde o tăiat-o nu știu că l-a. Dacă ducem DB. DB-ul va tăia, dar nu știu, va fi mijlocul lui AC. Da. Și ce prim va tăia pe în altă parte, ce știu. Dacă tăi pe altă parte, da. Zi, Adi. Da, A, după figura noastră, A prim, e la mijlocul lui DC. Și dar A prim? A prim este? Da. De unde? După figura noastră, care e figura? Asta. Deci A prim e mijlocul de ce? Da, și A prim ce? Hai, gata să lămăresc cu copia. Nu știu că te duci la tine. A, B, C, D, e paralelogram. A, B, C, D, e paralelogram. Dacă duci în diagonalele... D, D, O... Uite așa o dată. Nu trece prin mijlocul... Trece prin mijlocul AC. Dar nu prin una tăiat C prim. Dacă vrei să meargă așa... Să mergă... Dar am clar cu ce prim. Atenție, așa. O tai undeva. Da. Când o duc pe CC prim, Miruna, când o duc pe CC prim, eu merg și spun AC, s-o întâlni cu DB în punctul O, da? Da. CC prim o taie pe A, C prim A prim o taie pe A, C, că e dus acolo, da. Nu în O. Da. Ci într-un punct O prim. Da. Și acum tu când intri în discuții, triunghiurile sunt acestea. A, O prim C prim. Da. Cu A prim, O prim C. Am înțeles. Da? Deci nu mai sunt A, O, cu O, cu congruente. Asta s-a nu mai poți. S-a mutat mai sus, mai jos. Nu, n-am motive să spun că-i totul. Noi am dus diagonalele alea și am îngreunat un pic figura. Dar noi am zis că sunt paralele A, C prim, domn profesor, cu A prim C. Da. Cu I paralelogram. Da. Și sunt și congruente și demonstrăm repede. Luăm triunghiul A, D, C. Cu A, A C, B. D, C. Cu A, C, B. A, D, C, da, cu A, C, B. Păi astea sunt congruente, că sunt din paralelogram, nu știu ce. Deci A, dar noi de care trebuie să arătăm că sunt și congruente? A, C prim cu A prim C. A, C prim. A, C prim cu A. A, A, C prim cu... Cu C, A prim. Cu C, A prim. Cu ce aprim? Să luăm triunghiurile C prim, C, B și A... C prim... Ce? Ce prim, CB? Hai mă, că asta e interesant. Ce prim, CB, triunghiul ăsta. Da, cu A, A prim, D. Băi, și ce vrei să arăți cu la cele două? Pentru A, A prim, congruent cu C prim, C. A, A prim, A... Vei arăta, să zicem, da. Dacă reușesc congruența, A, da. A prim e cât ce prim.
Dar dacă astea sunt congruente, nu știu că sunt și paralele. Da. Acum trebuie să aflăm astea. Dar știm că toate sunt congruente, domn profesor. Dacă astea sunt congruente, așa. Și celelalte sunt congruente. Și dacă arăți că și celelalte sunt congruente. Dar celelalte sunt congruente. De unde știi? De unde? Am arătat că sunt paralele. Dar să arătăm că sunt paralele. Da. Eu i-am zis bine, domn profesor. Exact. Asigură, asigură-te. Hai că e bună, e bună. Hai. Deci tu ai zis așa. Te ocupi de triunghiul A, de A prim și cu ceea ce e prim B. Așa am zis A, de A prim. A, de A prim ai zis, mă. A, am zis A, A prim D. Păi A prim D sau A, de A prim D. Da. Așa și ce prim B ce. Ce prim B ce, da. Ce prim B ce. Despre, arăți că sunt congruente triunghiul. Da, și trebuie să arătăm că, A, A prim. Paralel cu ce prim ce. Dar nu știu dacă reușesc paralelismul ăsta. Da, păi dumneavoastră a spus că A ce prim e paralel cu A prim ce. Da. Dar din congruența triunghiurilor ăstora, despre care sper să aveți că sunt congruente, deci din congruența lor Adi, va rezulta că toate elementele sunt congruente, da? Corect. Ia să facem, dă-i drumul la demonstrație. Fie triunghiurile. A prim și ce B ce prim. Ce B ce prim. Ce B ce prim. Despre cele două triunghiuri avem A D congruent cu B C. Nu are nici triunghi. Triunghi, da. Din ipoteză. Da. A D congruent A D spus cu congruent cu BC din ipoteză. BC din ipoteză, așa. Da. Așa, după aia avem C prim B congruent cu C A prim D. Paralele. AD. Ai așa, că AD, cât CB, adică da. Latura triunghiului ăsta, cu latura triunghiului cealaltă. Da. Dar tu, ce mai ai de arătat? Mai o singură latură, atât ai dus aici. Ai un unghi, ăsta da. Din D. Cu ăla din B. Ăsta din B. Da. Da. Deci unghiul care? A de A prim. A de A prim. A de A prim. Cu C, B, C prim. Cu C, B, C prim. Așa. Și mai avem și unghiul din A, pe aia de bisectoare. Unghiul din C, de aia de bisectoare. Da. Și de A prim. De A prim. Unghiul. Unghiul de A prim. Vorbesc acolo, a spus să-i mergi. Lasă-mă nimic. Ce-a spus? Unghiul, unghiul. Da. Așa, de A A prim congruent cu C, C prim B. A prim. Da. Cu B. C prim. C. C, C prim B. C, C prim. C, C prim, B. B, nu. Nu cu C, C prim, cu C prim, C, B. C prim, C, B. Așa. Că ăsta tot, jumătatea stăia cu jumătatea celorlalți. Da, corect, da. Deci mai adăugăm acum. Că de A, A prim. De A, A prim. Congruent cu C prim, C. Cu C prim. Prim, C, B. C prim, C, B. Da. Așa. Din astea două, din astea trei, pardon, rezultă conform cazului unghi, latură unghi. Unghi, latură unghi. Trei unghiurile luate în discuție A, D, A prim, congruent cu triunghiul C, B, C prim. Și triunghiurile fiind congruente, toate elementele care nu au fost prinse sunt congruente, da. Două câte două, adică cine? Adică care nu a fost prins de A prim. Deci de A prim. De A prim cu... Congruent cu cine? Congruent cu cine nu a mai fost prins cu C prim B. Cu C prim B. A prim cu... A prim A prim C prim C. A prim da. A. Da. Cu C prim C, corect? A prim A. Congruent cu... C prim C. Și unghiul. Unghiul de A prima. De A prim A. Și unghiul de A prima. A prim A. Congruent cu unghiul C, C prim B.
congruent cu C, C prim B. C, C prim B. Cel de-al treilea unii, nu? Da. Așa. Bun, am demonstrat că două laturi sunt congruente. A prim cu C, C prim. A prim cu C, C prim. Două laturi congruente. Dacă arăți că sunt paralele, asta e gata problema. Da. Păi da. Luăm A, A prim și C, C prim deoparte și secanta AC. Și cu secanta AC. AC. Da. Iar când ești la secanta AC, nu o să te ajute secanta AC. C prima. C prim. Da. N-ai unghiurile din triunghiul din urmă, Adi. Tu trebuie să ai niște unghiuri din triunghiul de care era păi două mari discuții. Ia. De ce nu ne ajută AC secantă? Dacă o iei pe AC secantă, hai să vedem, Adi. În clipa asta, pentru cele două drepte și secanta asta, ai spera ca unghiul ăsta să răscrie cât asta, da? Dar astea nu sunt din, din cele două triunghiuri, unghiul ăsta și cu ăsta. Nu sunt din cele două triunghiuri. Știi? De ce nu te ajută? Bun. Bine. Adică am arătat că sunteți congruente, bine? Da. Dacă arăți și ăsta alte două că sunt congruente... La revedere, e bun. Și paralelismul ăla. De, nu, mie îmi trebuie numai să arăt că astea două sunt congruente. Congruente, corect. A, C, prim, cu A, prim, C. Încădăm între unghiuri. Dar e o secundă, Adi. O secundă, că ai șansă foarte rapid. Toată A, B era cât toată DC. DC? Da. Și noi am arătat că DA prim este cât C prim B. A, da, DA prim e cât și AC prim. Atenție, atenție. Dacă toată asta e cât toată asta, Adi. AB e congruentă cu DC. Deci, păi ia, vrea să zic. DA prim C. Minus. Deci, din toată DC, da, și respectiv din AB, scădem pe DA prim și respectiv pe C prim B. Asta care am demonstrat noi că e congruent. Care se-a plătat că sunt congruente, asta și ce rămas prin diferență, adică A prim C și A prim, A prim C și A C prim vor fi congruente. Că din laturi congruente, dacă scădem segmente congruente, ce rămâne sunt toți segmente congruente. Corect. Deci, nu avem cât DA prim, uitați-o aici. DA prim este cât C prim B. Unde este? O avem chiar prima de A prim, este cât C prim B. Corect. Și atunci voi scrie așa. Scriu că AB congruentă cu DC. Congruentă cu DC. Sub ea scriu că DA prim, DA prim congruentă cu BC prim. Congruentă cu BC prim. BC prim. Din demonstrație. Da. Asta din ipoteză, nu? Că da. E paragraf. Da. Din cele două, trag liniștile scad. Și atunci segmentul A, B, adică... A, B, nu, invers. DC. DC minus DA prim. Da. E, trebuia să scrie invers. DC. DA prim. Minus DA prim. Egal cu... AB. AB minus? C prim B. C prim B. Minus C prim B. Și din asta rezultă? Din asta rezultă că DC minus DC adică minus DA prim A prim C. A prim C. Înseamnă că A prim C. Segmentul A prim C. Congruent cu A C prim. Congruent cu A C prim. Și cum mai știam că sunt și paralele? Nu, mai știam cu celelalte două, A prim congruent cu CC prim. Stai. A, știam că sunt paralele? Știam că sunt și paralele. A, știm că sunt paralele. Sigur că da. Deci adaug aici de sub că... Sigur, tu ai dreptate și pe chestia asta. Congruența cealaltă înainte. Da. Atunci, într-o patru la
teren care se întâmplă latură opuse congruente de o grădină, ea e figura este paralelogram. Dar mai pot să iau și asta. Cum astea congruente și paralele, iar figura paralelogram. Deci am demonstrat degeaba. Avem două, nu, n-am demonstrat degeaba, că mi-a trebuit de a prim, să fie cât ce prim de ea, a fost bună. Da? Deci am zis eu. A fost bună. Eu n-aveam cum să știu că a prim C este cât a ce prim, decât după ce am arătat că D A prim este cât ce prim B, ca să scad din tot AB, respectiv din tot DC, segmentele acelea două, da? Da? Deci asta e corect ce am făcut. Așa că adaug aici și că acer prim paralel cu A prim C, ori pe asta o adaug, ori adaug congruența cealaltă, cum am spus. Asta, da? Mai bine asta. Da, asta este tot, indiferent care, important este că acum pot să trag concluzia că A prim C prim paralelogram. Haideți să mai insistăm un pic să vedem în ce a constat problema. Aș vrea să și copii. Adică trebuia să mergi o dată, aștepta să vezi și pe tablă. Acum efortul este maxim. Efortul e maxim și inutil. Exact, și înseamnă că n-am înțeles. Eu am înțeles. Și eu. Dar de ce trebuie să te uiți la vedea dacă are cu tablă? Nu-i bine. Să-ți spun așa, la redactare acum, când o faci așa copiii de pe tablă, ai și cele mai mari șanse să scrii greșit. Bineînțeles. Că scrii acolo mecanic și spui să fie aprim, pui un punct, ochiul trebuie să duci acolo, unde a rămas la rând și așa mai departe. Da? Cine este? Da. În seara. Este, cred că... Am 11-a. Delia, nepoata lui Gabi. Am înțeles. Care v-am zis. Da. Hai. Așadar, vreau neapărat să înțelegeți că de fiecare dată, când înțelegeți problema, din clipa aceea va apucați de redactare, mai ales că ai văzut chestia asta, că am reușit segmentul ăla congruent, adaugi asta, nu te mă uiți tu la tablă ce și cum. Deci, congruența triunghiurilor te-a condus la toate elementele congruente două câte două. Folosești de acolo nu știu ce, prin diferență, ce reuși să faci. Deci toată chestiunea asta îmi spune mie așa. Avem șanse dacă ne concentrăm în timpul redactării. Deci urgent nu mai copri. Înțelege, Miruna, că asta este, cum să spun, o probă de atenție și de faptul că ești în lecție. Altfel, suntem pe deasupra. Așa. Deci e verișoara lui Ionuț. Da. E verișoara lui Ionuț. Verișoara lui Ionuț. O să stau aici cu copii? Cu tot dragul. Nu faceți. Foarte bine. Păi da, uite, așa suntem aici. Și eu o să mă mâncă. Da. Este o practică. N-ați fost mai devreme când am făcut clasa a patra. La Ionuț eram toate mămicile. Toate mămicile. Nu au 11-a. Este o situație unică. Părinții foarte mult și-ar dori să fii prezenți, mâine când vei fi și tu mămică, foarte tare îți vei dori să fii acolo la copilul tău, să urmărești ce se întâmplă. Practica este așa. Dai banul la profesor, se duce copilul acolo, abar n-ai ce se întâmplă cu el acolo. Doar, știi, te uiți eventual pe caietel, te întreb de multe ori dacă a fost la meditație, atenție că sunt și cazuri de acestea. Eu cunosc o situație de aceasta în care îi spunea profesorul, știi și spui lui tata și mama că a trecut pe acolo. Ia banul, deci. Ia banul, deci. Se filmează ce spun acum. Ia banul. Deci este practică foarte des folosită. Iată că bietul părinte a muncit din greu ca să facă rost de bănuțul acela și se trezește tocmai în situația aceea că nu ajunge la copil nicio informație. Corect. Da? De aceea, iată că acum este o șansă unică, părinții au și posibilitatea să vadă transparența actului acesta de meditație. Să vadă exact ce se întâmplă. Mâine când se va întâmpla, să spune că și la școală, să ajungă acolo
încât să nu se mai dea, ba, copiii sunt slabi, ba, nu știu cine, nu știu cum. Concret, băieți, băi, spune, ce face copilul meu? Lucrează, ce se întâmplă? Asta e noutatea pe care noi o punem în evidență aici. Facem repetiția, da? Și vă las la 11, da. Domnul profesor, că da. Aveți sunt, treabă. Sunt și fresh. Suntem și noi, da, pe ploaia asta, da. Nu neapară de ploaie, din activitatea fresh care o am legată, din urmă, că încă două ședințe. Dar eu am antrenament, nu? No. Da. Mă simt în mână. Insist, mă întorc la lecția noastră, e foarte important, când pronunțăm cuvântul patrogram, să avem în minte toate cele șase, parcă sunt, da, nu? Definiția de bază, laturile opuse paralele de o câte două, și de aici consecințele acelea care sunt echivalențe ale, da, ale cui, ale definiției. Deci, două din ele paralele și congruente. Da, două. Paralele. Zi. Paralelogramul primul și primordial. Deci, paralelogramul, după. Așa. Deci, paralelogramul. Demonstrație că două drepte sunt congruente și paralele. Ai, nu am demonstrat asta. Le-am făcut când am făcut la paralelogram. Deci, paralelogramul, virgulă, proprietăți echivalente. Proprietăți. În paranteze, definiții echivalente. Proprietăți, văzute și cătălăși ca definiții echivalente. Da? Definiții echivalente. Și problema am făcut. Haideți să spunem probleme. Da? Probleme în care am arătat pe paralelogram, când am arătat pe nu știu ce. Atât. Da? La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profanaj și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Asta e.